Este o zi de primăvară caldă. În sfârșit, iarna a părăsit meleagurile noastre. Și astăzi reluăm un obicei mai vechi al nostru. În cadrul Fundației Universitare Hyperion avem un ciclu de conferințe, profesiuni de credință. Un ciclu care anul acesta începe cu o persoană deosebită, o doamnă care face istorie în timpul existenței noastre, doamna dr. Anca Nicolescu. Care a făcut istorie și înainte de 89 și care face servire României în prezent. Doamna care va conferenția astăzi, am să-i prezint câteva din titlurile domniei sale. Director general al Societății Marketing Management Europa din România, vicepreședinte al Fundației Solidaritatea Culturală 21, fost mare maestru al Marii Loși Feminine în România, suveran mare comandor al Supremului Consiliu Feminin al României de grad 33 și ultim al ritului scoțian antic și acceptat. Trebuie să vă precizez că Marea Lojă Feminină a României este prima mare lojă feminină din lume, iar Supremul Consiliu Feminin al României de grad 33 și ultim al ritului scoțian antic și acceptat este primul asemenea Consiliu din Europa și am impresiat că și din lume. De asemenea, este președinte al Lojii de Cercetare Quadro Coronati numărul 18, și, desigur, un portofoliu și un palmares academic impresionant. De ce masonerie? Vom afla, nu peste multă vreme, suntem într-o țară europeană, deschisă tuturor curentelor filozofice, orientărilor religioase și cred că este timpul ca Universitatea Hyperion să fie deschisă unor conferințe și pe teme altfel decât cele clasice academice. În sală aș vrea să salut, pentru început și mai ales pentru curiozitate, tineretul. Elevi, studenți, doamne și domni, foarte mulți invitați care au găsit de cuvință să vadă ce se întâmplă și ce este umanismul masonic. În cele ce urmează, am să fac o scurtă prezentare a prezidiului, în afară de doamna conferențiar de astăzi, doamna Anca Nicolescu, președintele fondator al Fundației Universitare Hyperion și al Universității Hyperion, profesor Gheorghiu. Și fostul vicepreședinte al studenților, domnul Ovidiu Antoniu Balint, de cei care v-a actualmente asistent și doctorant al Universității Hyperion. Eu vă mulțumesc pentru atenție și în cele ce urmează voi da cuvântul doamne doctor Anca Nicolescu. Vă mulțumesc frumos! Domnule rector, doamne profesor, doamnelor, domnișoarelor, studenții ai Facultății Universității Hyperion,
frați, surori, dacă sunteți în sală, dragi prieteni, continuăm seria conferințelor de anul acesta dedicate tinerilor universitari, care se desfășoară în mai multe orașe din țară. A fost o conferință, prima a avut loc la Iași, la Universitatea din Iași, rădăcinile mele în România, fiind în acea parte a țării noastre, iar dumneavoastră sunteți prima universitate din București la care am ales și am fost onorată că am fost invitată să țin această conferință. Francmasoneria, ziua de astăzi, ce este ea, cum am putea să o definim, din ce motive fascinează sau oribilează ea, de ce am ales să vorbesc despre toate aceste lucruri astăzi, atâta timp cât francmasoneria se prezintă de atâta vreme ca o societate discretă, dacă nu de anumiți oameni numită secretă? Care este locul său în lume? Care este scopul său, dacă într-adevăr are unul, așa cum spunem noi? Care sunt adversarii săi și de ce? Cum poți deveni framașon și din ce motive? Framașonii care se află printre noi sunt numeroși. Ce fac ei mai exact? Din ce își trag seama? Utilizează ei oare un limbaj secret? Ce este umanismul? Ce este umanismul masonic? De ce noi considerăm că aplicarea umanismului masonic este benefic societăților în care trăim? Iată aici o serie de întrebări la care cu siguranță nu sperați să aveți răspunsuri. Întrebări la care, contrar așteptărilor, am să încerc totuși să răspund, chiar dacă o voi face într-o dezordine organizată sau poate ar trebui să spun ordo cao. Dar înainte de toate, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dragi prieteni, permiteți-mi să mulțumesc domnului președinte, fundator al Fundației Universității Hyperion, domnului profesor Ioan Spânulescu, doamnei președinte executiv, profesor Anca Gheorghiu, și să vă mulțumesc vouă, studenți și profesori ai Universității Hyperion și elevii Liceului Hyperion. Datorită cărora mă aflu astăzi aici și să precizez că, deși anunțată ca mare maestră de onoare și fostă mare maestră a marilor și feminine din România și suveran mare comandor al Supremului Consiliu Feminin pentru România, al Litului Scoțian, am preferat și prefer și atrag atenția că mă exprim astăzi, în această zi, absolut în mod personal. Poate că o parte dintre dumneavoastră se așteaptă să le vorbească Marea Maestră și nu modesta mea persoană. Și să gândesc că pe Marea Maestră au venit să o audă. Acest raționament perfect justificat îmi va permite să intru imediat în mijlocul subiectului. Acest lucru se datorează faptului că vedeți dumneavoastră tineretul de astăzi și viitorul României de mine, cu excepția poate a Franței, dar și a Angliei, ori al masonilor de la Washington, francmasoneria este mai mult ca niciodată, aș spune eu, preocupată de libertatea de opinie, de libertatea de conștiință și de libertatea de exprimare a membrilor săi. Și că doar când o situație o impune, și având un mandat expres din partea lor,
să pune problema de a reduce la o singură, respectiv la cea mare maestre, vocea a 500 sau a 10.000 de membri. Dacă iau în calcul toate obediențele românești, inițiaților și inițiatelor din masoneria românească, mai degrabă folosiți să înțelegeți că în România nu suntem singura mare lojă, noi suntem poate cea mai veche mare lojă feminină de pe continent, căci cea mai veche mare lojă feminină din lume este Marea Lojă Feminină a Angliei, dar în România sunt mai multe obediențe masonice. Frămasoneria nu poate fi asemănată cu o biserică, care își exprimă doctrina, credința sau legea prin intermediul unui patriarh, prelat, pontif, pastor, rabin sau alt ayatollah. Framasoneria nu este niciun partid politic sau un sindicat, ci o școală filozofică și ea nu poate și nici nu vrea să se lase exploatată, constrânsă sau subminată oricare ar fi natura și calitatea intențiilor sale. Iată de ce, domnișoarelor, domnilor, doamnelor, dragi prieteni, chiar și o fostă mare maestră a Marii Loși Feminine de România, chiar dacă este în funcție de onoare, atunci când se exprimă în această calitate, ea nu vorbește în mod aparent paradoxal în nume personal. Nutresc o deosebită admirație pentru anumite cluburi de servicii și organizații non-guvernamentale care reunesc în întreaga lume persoane de toate naționalitățile, confesiunile și de toate curentele filozofice, profesionale și având tendințe politice diverse. Unele dintre acestea chiar fac o treabă remarcabilă pe plan filantropic și ajung să contribuie în special la eradicarea anumitelor boli la scară mondială. Și aici cred că nu trebuie să vă reamintesc de munca prietenilor noștri din Rotary, ori de marile centre de cercetare medicală din Anglia și America, care sunt finanțate de masonerie, ori aparțin diferitelor organizații paramasonice și care se ocupă de boli, de bolnavi, deci de oameni. Farmasoneria nu este un club de servicii, doamnele și domnii. Spre deosebire de această instituție, ea nu e nici de cum prozelitistă. Nu apără nicio ideologie. Prinde rădăcini doar prin respectarea societății civile și democratice și își afișează existența rămânând în același timp discretă. Această conferință astăzi nu este dedicată francmasonilor, ci dumneavoastră, care ați venit aici probabil din curiozitate sau din dorința de a înțelege cine suntem. Noi, francmasonii, mă recunosc ca tare, ce vrem și ce dorim să obținem. Va trebui, deci, pentru a mă face înțeleasă, să încerc să mă apropii de ceea ce este cu ea cu adevărat, aducându-mă în acest sens câteva precizări elementare. O voi face, dar într-un mod cu siguranță imperfect și, ca să mă exprim așa, de-a dreptul simplist, în concesință rog pe francmasonii care sunt prezenți să mă accepte scuzele. Faptul că nu pot da cu ușurință o definiție francmasoneriei comparând-o cu instituțiile pe care le cunoaștem cu toții este pentru că, după cum v-ați dat probabil seama, vorbim aici o societate sui generis care s-a construit de-a lungul secolelor în mod empiric prin sentimentări succesive. Ea nu lucrează decât prin ea însăși. În accepțiunea sa cea mai largă, dacă am vorbit de perspectiva lui Sirius, am putea vorbi de Ordinul Masonic Universal, care la scară mondială este împărțit în două curente istorice care datează din secolul al XVIII-lea. Amândouă sunt de origine anglosaxonă. Primul,
adept al deismului, aș desegrupa sub egida Marei Logi Unite al Angliei. Se numește regular. El grupează masoni care cred în existența unei ființe supreme și în nemurirea sufletului. Există curente religioase și religii care nu cred în nemurirea sufletului și cu toate acestea sunt deiste și membrii săi sunt masoni acceptați, sunt masoni regulară și vă dau un exemplu, poate cel mai pregmant și cel mai interesant, este India. Acest curent a luat avânt în lumea anglosaxonă, mai precis în Marea Britanie, în Statele Unite și în țările membre ale Commonwealth-ului. Al doilea curent, de proveniență tot anglosaxonă, adept al științelor și al omului, născut din umanismul creștin și din epoca luminilor, s-a dezvoltat în special pe continentul european. Este cel despre care se spune că este liberal și care, fără să o interzică, nu impune recurgerea la o formă de transcendență, oricare ar fi ea, lăsând membrilor ei să-și aleagă calea și în ce doresc să creadă. Îmi permit însă să vă amintesc că a spune masonerie liberală este un pleonasm, pentru că masoneria în sine, de la începuturile ei, este o mișcare liberală. Despărțindu-ne de Sirius și revenind pe pământ, cum am putea oare să aprofundăm fenomenul masonic? Fiind vorba de o societate inițiatică, un francmason nu este de ajuns și ne trebuie două ingrediente esențiale. Mai mulți francmasoni și o lojă. Sau, pentru a fi mai exactă, francmason reuniți în lojă, fiecare cuvânt având importanța cuvenită termenului pe care îl utilizez. A fi francmason este rezultatul unei autoproclamări, în sensul că anumite persoane cred că, asumându-și perceptele masonice, sunt chiar și francmason, ci cel la unei recunoașteri ca atare, efectuate de către alți masoni care îl recunosc ca atare. A fi francmason nu este, deci, în principiu, o calitate care se revendică, cu atât mai mult de către profani. Și mă refer la profani, aceia care nu sunt inițiați și aceia care nu sunt masoni, ci o calitate care se dorește a fi recunoscută de către ceilalți francmasoni. În ceea ce privește loja, ea denumește atât grupul de masoni reuniți pentru a lucra, cât și locul în care aceștia se reunesc. Lojile se recupează adesea în obediențe, cum este cea a Marii Loji Feminine din România, structură feminină regulară, constituită în mod regular în 1922. Sau Marea Lojă Națională Română, sau Marea Lojă Unită, Națională Unită a României, fondată în 1881, amândouă obediențe regular masonice masculine, sau Marele Orient al României, care este obediență mixtă, pentru a ne referi doar la principalele patru obediențe românești care sunt recunoscute pe plan internațional și care reprezintă cu onoare România la forul internațional. Aceste structuri, aceste obediențe au o vocație strict administrativă, de caracter național și cu atribuții de reprezentativitate națională și internațională. Munca masonică este făcută de bărbați și de femei care se consideră liberi în interiorul lojilor, care la rândul lor se declară libere și suverane. După cum știți, aceste lucrări se desfășoară în spatele unor uși închise. Fără a dezvălui însă vreun secret, voi fi cu siguranță mai pe înțelesul dumneavoastră, căci văd semne de întrebare în ochii dumneavoastră, precizându-vă următoarele cu privire la munca masonilor.
că ea este o organizație conform riturilor, ritualurilor, tradițiilor și misterelor. Că ea se concentrează în jurul simbolurilor, a metodelor și a principiilor, cum ar fi cel al liberei percepții și analizei individuale. Că ea permite studierea unor subiecte din ce în ce mai diverse, începând de la cunoașterea de sine și până la recunoașterea celuilalt, trecând prin simbolism, religii, chestiuni de etică și multe altele. Cunoașterea de sine și preocuparea privind rostul omului în societate reprezintă două aspecte antice, aș trezi chiar să spun biblice, în încercarea noastră de a dobândi înțelepciune. Această muncă se realizează într-un spațiu și timp simbolic diferit, un spațiu și un timp a căror natură ciclică permite să fixeze imuabilul și să cearnă ceea ce rămâne când totul s-a schimbat. Ea trebuie să conducă la perfecționarea inițiatului și ar trebui de asemenea să permite tinderea către perfecționarea umanității, căci acesta este țelul pe care noi îl urmărim. Și pentru a completa acest tablou, aș adăuga faptul că francmasoneria de astăzi, într-o epocă modernă, în continuă dezvoltare, această fraternitate discretă și bogată în mistere, această francmasonerie care învață permanent despre lume și care lucrează în realitatea virtuală a progresului uman, operează cu o constanță, o voință și un dinamism pe care nu le-a mai întâlnit într-o altă societate. Prepun o întrebare. Ar putea fi deci francmasoneria de astăzi o societate inițiatică modernă bazată pe libertate, toleranță și liberă analiză? O societate care nu pretinde membrilor săi decât sinceritatea în convingeri, oricare ar fi aceasta, și de dorința de a se înstrui pentru a putea dărui. O societate a persoanelor demne de proprietate, înzestrate cu sentimente de libertate, egalitate și de fraternitate, decise să lucreze individual și în comun pentru progresul social și să practice binefacerea. Nu ar fi deci această societate nici o sectă, nici un lobby. Și reversul medaliei, dacă toate acestea sunt adevărate, care ar fi atunci adevărata sa valoare adăugată? Dacă prințul pe care și-l alege se identifică mai degrabă cu personajul lui Saint-Exupéry și nu cu elevul lui Machiavelli, are ea oare mijloacele pentru a-și atinge cu adevărat scopul? Dincolo de fantasmele a căror obiect a fost, trebuie să constatăm că francmasoneria, atât existența cât și influența pe care ea a exercitat-o sau nu asupra societății civile, constituie de puțină vreme o problemă socială pe care fiecare mason sau nu, profesionist sau nu, prieten sau dușman, se pare că dorește să o exploateze. Liber să se afirme dacă doresc. Cu privire la apartenența lor, francmasonii se angajează în special să nu dezvăluie apartenența celorlalți sau să dezvăluie conținutul lucrărilor efectuate în lojă. Mai mult, ei se angajează să nu banalizeze, să nu vulgarizeze, să spunem așa, să-și profaneze metoda. Secretul sau secretele de care vă vorbesc sunt invitații la descoperire mai degrabă decât o excludere. Oare asta înseamnă că ar putea exista un risc în aceste condiții de a vedea secretul deturnat pentru a face pavă zăzit de apărare unor delicvenți? În mod evident, mie mi se pare că răspunsul este absolut negativ. Nu există drept absolut, cum nu există valoare absolută.
Dacă secretul trebuie să reziste în fața indiscreției legitime a unui jurnalist, o indiscreție mai puțin legitime a unui angajator, acest secret încetează de a mai fi unul în fața anchetei corecte a unui magistrat, care și el, o reamintesc, a depus un jurământ. Înseamnă oare că acest secret ar putea să dăuneze francmasoneriei însăși? Este clar că în loc cu atitudine a priori favorabile pe care oamenii și-o datorează în locul unei prezumții de nevinovăție pe care orice societate democratică trebuie să o cultive, unii ar prefera să instrumentalizeze îndoiala și o curiozitate sănătoasă. Spune fratele nostru Kipling în versul, sper că traducerea să fie cât de cât ideală, dacă poți suporta să-ți ascunzi cuvintele, spune oricui. Întoarse de niște netrebici pentru ea să-ți apă proști, de poți să le asculți mintitele guri turnând iar minciuni despre tine, fără ca tu de minciuni să te apuci, neadevărul să spui. Aceste versuri ale fratelui nostru Kipling nu ne-ar putea fi deloc de vreun mare ajutor. Să ne aducem aminte acele liste de masoni expuși în presă, în numele libertății de expresie. Tot așa, Marea Roșie Feminină a României a înțeles să-și autorizeze, în condițiile astea, marile maestre să intervină public, pentru a prezenta ori pentru a apăra ordinul, obediența sau loja, cu acordul acestora, ori de câte ori sunt atacate și ori de câte ori sunt invitate să prezintă obediența din care fac parte. Evident că și astăzi doresc să avem tot mai multe ocazii, mai curând pentru cea din tâi ipoteză și mai puțin pentru cea de-a doua. M-am angajat să nu depășesc timpul încreditat din dorința de a lăsa loc la schimb de întrebări. Mergând mai departe, voi reaminti celor care au continuat să urmărească degetul și nu sensul propus, că numai statele din care francmasoneria a fost cândva desființată sunt tocmai cele care totalitare de stânga sau de dreapta, fundamentaliste ori integriste, au atacat în primul rând francmasoneria pentru a putea astfel suprima orice veleitate de autonomie a individului. În România comunistă, în Franța lui Pétain, în Europa nazistă, în universul lui Stalin, în Spania franchistă, în Portugalia lui Salazar, în Grecia coloneilor, ori în Republicii Islamice, francmasonii nu au fost. Au fost primii care au fost luați în vizie. În zilele noastre, francmasoneria înflorește din nou în Portugalia, în Mugurește, în Spania, freamătă în țările Europei de răsărit. În Turcia, în ciuda dezvoltării și influenței islamului, francmasonii în proporție de 95% musulmani constituie alături de armată, dar și în față de aceștia, cel mai solid sprijin al democrației. În Grecia, francmasonii sunt în proporție de 95% ortodoși. Ei restabilesc acum încrederea în zona Balcanilor și Europei de Sud-Est, împreună cu masonii turci. Francmasonii africani și malgași, ca să mergem mai departe, se organizează de la un capăt altul al continentului lor, pentru a se lua la luptă cu sărăcia, pentru a ataca noile colonialisme, pentru a lansa un apel solemn la încetarea situației.